Ministerul Educației a decis interzicerea telefoanelor mobile în școli pe toată durata zilei școlare, inclusiv în pauze. Această măsură marchează o schimbare semnificativă față de regulamentul anterior, care permitea utilizarea dispozitivelor în afara orelor de curs. Conform noilor reglementări, elevii vor trebui să-și depoziteze telefoanele într-un spațiu sigur, amenajat în fiecare sală de clasă, accesibil doar profesorilor sau personalului auxiliar. Astfel, utilizarea telefoanelor mobile va fi restricționată complet pe durata orelor de școală. Decizia vine pe fondul îngrijorărilor legate de utilizarea excesivă a tehnologiei în rândul tinerilor și are ca scop crearea unui mediu educațional mai concentrat. Ministerul Educației subliniază că această măsură este menită să reducă distragerile cauzate de notificări și rețele sociale, permițând elevilor să-și concentreze atenția asupra învățării. Cu toate acestea, aplicarea acestei interdicții nu va fi uniformă în toate școlile din țară. Ministrul Educației Ligia Deca a explicat că fiecare instituție de învățământ va avea libertatea de a decide dacă va pune în practică această măsură. Citez: "Nu am introdus această interdicție la nivel național pentru că sunt copii care fac naveta și au nevoie să comunice cu părinții", a precizat Deca. În cazul în care un elev este surprins folosind telefonul mobil în timpul programului școlar, profesorul are dreptul să rețină dispozitivul și să-l returneze la finalul zilei, conform prevederilor din noul regulament Cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar din 2024.